Cele 500.000 de semnături strânse de PSD din toată țara pentru plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale sunt dovada implicării Partidului Social Democrat în acest demers. Plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor au fost adoptate în Parlament. Proiectul de lege care prevede plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor a fost adoptată astăzi, măsurile urmând să se aplice de la 1 noiembrie după promulgare. Să fie plafonate cum le-a făcut Câțu pe ăștia la pensii și la salarii, așa să le facă și pe ele. Ținând cont acum și cu nenorocirile ăștia și pe capul nostru, nu mai avem bani nici de mâncare, da, să mai cumpărăm și curentul ăsta. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Este o dublă victorie a PSD, care, chiar din opoziție, a reușit să impună cu succes atât plafonarea ca soluție de blocare a scumpirilor energiei, cât și includerea în mecanismul de plafonare și compensare a instituțiilor publice, spitale, școli, așezăminte sociale, etc., dar și a IMM-urilor. Guvernul Câțu a fost silit să admită plafonarea prețurilor la energie. Spre deosebire de Câțu și PNL, care respingeau categoric plafonarea, PSD a pledat insistent încă din vară pentru această soluție, adoptată inclusiv în țări ale Uniunii Europene. Mulțumesc tuturor mehedințenilor care s-au alăturat demersului PSD și au semnat pentru plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale. Astfel, prețurile vor fi plafonate la cel mult 1 leu pe kilowatt pentru energia electrică și la cel mult 0,37 lei pe kilowatt pentru gaze naturale. De asemenea, facturile vor fi compensate cu cel mult 0,291 lei pe kilowatt în cazul energiei electrice și cu cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale.